de consiliere psihologică. Asta pentru că în urma abuzului a avut stări de anxietate și tulburări de concentrare. Tribunalul din Constanța a decis ca tânărul să-i plătească părinții tânărului să-i plătească victimei 449 de lei daune materiale și 2000 de euro daune morale. În plus, inculpatul trebuie să respecte un program strict stabilit de serviciul de probațiune, va fi supravegheat, monitorizat și evaluat timp de 4 luni. De asemenea, va primi și el consiliere psihologică. Este pentru prima dată în România când printr-o decizie judecătorească se face legătura directă între fenomenul de hărțuire, bullying, așa cum e el numit, și codul penal, încadrată fiind această faptă la lovire sau alte violențe, pentru că legea bullying-ului încă nu există propriu-zis. Copilul bătut a avut și un certificat medico-legal în care se menționa că a avut nevoie de peste 20 de zile de îngrijiri medicale. Și vă prezint invitații cu care comentăm pe această temă. Vorbim despre bullying, despre hărțuire, despre violențele de toate felurile, în special în școli, pentru că în cazul acesta avem de a face cu un copil. Această hărțuire, din păcate, nu o găsim doar în rândul copiilor, deși acolo este mult mai grav în rândul copiilor, o găsim însă și în rândul adulților, ceea ce arată că vorbim de un fenomen generalizat și care e tratat așa destul de ușor în România. Alături de mine, doamna Delchirică, este activistă, o doamnă care se luptă ca un leu pentru drepturile copiilor, și Ardin Sarchizian, avocat. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Noi am vorbit despre tot felul de cazuri, despre ceea ce trebuie să îndure, în special copiii care au poate și o problemă de sănătate, pentru că în România... Exact. O problemă de orice fel. Exact. Ai ceva care te face să fii puțin diferit de ceilalți, să zicem. Nu știu, poate să fie și aspectul fizic diferit. Da, nu contează că este dizabilitate, că este un copil orfan, că este un copil crescut doar de un singur părinte. Atâta timp cât este din tipar, înseamnă că este inferior celorlalți și astfel copiii diferiți devin ținta acestui bullying mult mai ușor. Și noi ne aducem aminte de o discuție pe care am avut-o, cred că acum câteva luni, despre o grădiniță de aici din București, care a decis să izoleze o fetiță care avea o problemă de sănătate, avea tulburări de spectru autism. Așa, și care nu trebuia să fie văzută de ochiul vigilent al inspecției. Exact. Adică, dacă vedem la toate nivelele, la adulți, la copii de grădiniță, la copii de școală, vorbim despre niște cazuri foarte grave și care îi afectează pe viitor. Cum ar trebui să evolueze lucrurile? Legea încă nu avem și o să explicăm ce se întâmplă cu legea aceasta. Ieri chiar am stat pe subiectul acesta foarte mult cu avocata mea și i-am spuneam, nu există legea propriu-zis, nu există în acest moment. Din nou a avut dreptate, trebuie să recunosc. Însă este foarte important că s-a creat un precedent, că pentru, așa cum spuneai și tu mai devreme, că e un caz istoric până la urmă în țară, că în sfârșit cineva pedepsește fenomenul acesta în școli. Dar, așa cum îți spuneam, am primit de la ONG-iști din țară, mai ales din Constanța, o doamnă președinte a unui ONG care se ocupă de copii cu autism, care are această problemă cu un copil cu autism în Constanța, care este supus bullying-ului în fiecare zi de copii și inclusiv de dirigintă și de profesori, doar pentru că are autism. Și ea mi-a spus un lucru foarte bun de reținut, că este foarte important să facem cumva awareness pentru legea asta, să nu așteptăm să se săvârșească bullying-ul și abia după aceea să trecem la pedepse, pentru că copilul respectiv deja suferă o traumă, deja are nevoie de consiliere, copilul deja este afectat. Că îl pedepsim pe inculpat, ok, dar copilul afectat deja pentru el nu mai contează. Și poate cumva trebuie să facem exact ce faci tu acum, să existe cât mai multe discuții în media, în așa fel încât să știe măcar de frică ceilalți și să se abțină să se poarte civilizat, că de fapt trăim într-o societate. Nu? Da, vom vorbi și despre cazuri concrete, pentru că știm din păcate multe cazuri concrete. Trebuie să spunem și ce s-a întâmplat cu legea. Legea a fost a trecut de Camera Deputaților. La un moment dat, fiind legea bullying-ului cuprinsă în legea educației, președintele a atacat, dar nu legea bullying-ului, alte prevederi care erau în legea educației, și de asta s-a plimbat pe la Curtea Constituțională, prin Parlament, pe la președinte, acum a trecut de Camera Deputaților și urmează să treacă, sperăm noi, și de Senat. Și abia apoi să se schimbe lucrurile și din acest punct de vedere. Eu am o altă opinie, să știți.
Ce voi și explica? Această situație a bullying-ului nu am descoperit-o noi acum. E veche de când, când lumea. Da, cu toții am trecut prin școală, cu toții am trecut prin astfel de experiențe, cel puțin văzând pe alții care au fost agresați. Este evident un act de violență exercitat asupra unui copil, un act care se săvârșește în public, deci sunt și alți participanți, alți, să zicem, spectatori și alții care ar trebui să intervină. Și avem și o infracțiune foarte bine definită în codul penal, lovire și alte violențe. Aici nu te rezumi doar la lovirea fizică, ci violențe de natură psihică. Ori dacă discutăm despre bullying, discutăm despre, pot fi și acte de violență psihică, da? Iată, avem și o soluție pronunțată de către instanțele judecătorești pe legea actuală, da. Deci se poate. Cu alte cuvinte, fenomenul nu este nou, avem o soluție pe legea existentă. Ceea ce facem noi acum este, în opinia mea, decât să se pună în lumină, și foarte bine că se întâmplă așa, sub o altă denumire, sau cel puțin particularizată, această sferă sau această categorie de relații pe care le cunoaștem, din păcate, cu toți. Știm că s-au întâmplat, se întâmplă și tare mă tem că se vor întâmpla cât este lumea pe pământ. Da, bun. Acum însă, din punctul meu de vedere, nu trebuie mers nici în zona aceea a sancțiunii, direct. Te-am prins, te-am sancționat. Pentru că se naște următoarea situație de risc. Agresorul, luăm ipoteza în care copilul dintr-o clasă agresează pe un altul, da? A îl agresează pe B, A este descoperit, este identificat, de foarte multe ori este și cunoscut. Părintele este sancționat, de multe ori bănesc, trebuie să plătești o amendă, trebuie să plătești o sumă. Copilul, practic, se întoarce acasă, părintele îi va reproșa, uite, din cauza ta trebuie să plătești suma respectivă și el ce va face? Se va îndrepta oare? Nu știu dacă acesta este răspunsul. Se va răzbuna. Poate uneori se va răzbuna, se va crea un nou conflict. Poate victima va fi de această dată, știu eu, stigmatizată de către toți ceilalți. De aceea e bine că ne aplicăm și luăm lucrurile în serios, analizăm inclusiv din perspectiva legii penale, deci cea mai aspră sancțiune care fi aplicată, însă în optica mea, fenomenul trebuie privit un pic diferit. Anume, în primul rând, să-l înțelegem, îl cunoaștem, dar uneori nu știm să-l recunoaștem, să-l înțelegem, să găsim niște instrumente de intervenție, pentru că cei mai în măsură să intervină, discutăm de bullying în școală, da? Sigur că el se poate produce oriunde și în mediul online, da? Dar discutăm despre școală, că este un mediu, să zicem, controlabil, un mediu, să zicem, instituționalizat. Deci profesorii ar trebui să știe să intervină. Acum, pe de altă parte, nici nu pot spune toată sarcina în privința profesorilor, pentru că au și o grămadă de activități de făcut, dar cel puțin să existe persoane specializate, deci să-l înțelegem, după care să responsabilizăm pe cei care trebuie să intervină și abia apoi să aplicăm sancțiuni. Pentru că dacă vom merge direct și vom spune, apoi dacă mai săvârșești de astăzi această faptă, vei fi, să zicem, trimis în închisoare sau, mă rog, vei fi pe marginea penală, nu se poate pune în discuție la minori închisoare, dar, mă rog, exagerez un pic pentru a înțelege, eu vă spun că multe lucruri nu se vor schimba. Și vă dau un argument, eu zic, destul de serios. Păi, sigur, la o altă scară discutăm, da? În Statele Unite există pedeapsa capitală pentru infracțiunea de omucidere. Vreau să vă spun că nu a schimbat cu nimic în unele state. Dimpotrivă, uneori a rămas într-o zonă constantă numărul infracțiunilor săvârșite. Deci trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Penalul sau această idee de a sancționa întotdeauna nu este cea mai bună măsură de a preveni. Eu cred că trebuie să existe un efort conjugat a celor care sunt în măsură să găsească și alte mijloace de prevenție. Da, cunoaștem fenomenul, mulți vor spune și cei nou sub soare, dacă știm cu toții am trecut. E, ceva este nou sub soare. Anume, aceste exigențe în ceea ce privește respectarea drepturilor copilului s-au schimbat. Nu mai sunt aceleași reguli, nu mai sunt acele exigențe cu în urmă cu 10-20 de ani. Am semnat niște acorduri internaționale, ne-am angajat din punct de vedere internațional să respectăm niște standarde. Apoi trebuie să o facem și în mod concret. De aceea avem acest element de noutate, prin urmare, imboldul și motivația de a schimba ceva există și vreau să vă spun că există și aplicare și din sfera societății civile. De exemplu, cei de la Asociația Telefonul Copilului, să știți că au o implicare extrem de serioasă în acest sens, chiar au dezvoltat o serie de discuții pe marginea subiectului la care am participat și eu am avut și onoarea să particip și vreau să vă spun că au fost opinii și opinii fiind invitați și profesori, fiind invitați și reprezentanța elevilor și specialiști în drept care au arătat foarte clar. Dom'le, nu e suficient doar să definești. Trebuie să găsești o definiție care să se poată și aplica. Vă dau un singur argument. Dacă spui că bullying e numai atunci când săvârșești fapta cu intenție, e foarte greu să dovedești în materie penală și, în general, în dreptul sancționator, intenția. De foarte multe ori, actele de hărțuire de bullying se
produs, dacă vreți, și cu o intenție indirectă. Adică nu neapărat că am ceva cu X, dar pur și simplu că văd la clasa mai mare că îl hărțuiesc pe X, hai că mă dau mare și e eu și fac și eu fac. Comportament de turmă, exact, de multe ori. Exact. Da. Practic, mimetizi, copiem pe alții din jurul nostru. De aceea e un subiect extrem de delicat care trebuie abordat cu extrem de mare seriozitate. E bine că legiferăm, dar revin la aceeași idee. Situația o cunoaștem de foarte mult timp, legea o avem, ia câtă dovadă, avem hotărâre pronunțate, numai, știu eu, mobilizarea asta trebuie să o avem și instanțele să ia în serios și astfel de fapte care sunt, din câte spun specialiștii, sunt extrem de serioase și pot afecta viitorul adult în formare. Corect. Nu așa? Pentru că a fi agresat în mod repetat pot produce anumite sechele ce, evident, pot avea și avem și cazuri de adulți care sunt amenințați de elevi mai mari, într-adevăr. Vom vorbi și despre astfel de situații, rămânând însă în sfera aceasta a elevilor și a copiilor mai micuți, da? În grădiniță, școală primară, școală generală. Aici, într-adevăr, adultul ar trebui să aibă un rol foarte important. Ori în condițiile în care adultul însuși nu înțelege ce îi se întâmplă, pentru că pentru el un copil care e altfel, pur și simplu, e un copil pe care nu-l înțelege, trebuie marginalizat, că nu știu cum să mă apărcă. Da, dar să nu uităm că adultul are în clasă 20-30 de copii. Evident. Și nu are profesor de sprijin, pentru că în România profesorul de sprijin este doar pe foaie și un copil cu handicap are dreptul de 2 ori pe săptămână la un profesor de sprijin, este egal cu 0. Correct. Un copil care are nevoi speciale tocmai ar trebui susținut și ajutat mai mult decât un copil tipic. Este mult mai greu decât un copil tipic să progreseze și să facă achiziții, nu? Și atunci noi avem de 2 ore pe săptămână și el doar pe foaie, pentru că, de exemplu, copilul meu nu beneficiază de profesor de sprijin pentru că nu există angajați pe postul respectiv și atunci nu am. Iar profesorii, sau mă rog, învățătorii după caz, nu sunt pregătiți, nu știu ce să facă cu copiii cu handicap, cu dizabilități. Nu toți copiii sunt încadrați în grad de handicap cu însoțitor permanent. Și atunci, dacă copilul are o problemă cu vederea, are o problemă, nu există programă adaptată pentru ei, nu există nimic. Adică coeficientul de inteligență este perfect, nu avem probleme de comportament, efectiv este orb. Și atunci nu are nicio șansă, nu are nicio șansă să evolueze, pentru că nu are programă adaptată după el. Avem atâtea cazuri cu copii cu handicap motor, care școală la nu știu ce clasă, la nu știu ce etaj. Și copilul trebuie să ajungă cum? La acel etaj, cu scaunul cu rotile și eventual sau cu o rampă care e așa, eventual cu o înclinare. Ca să fie acolo. Și atunci, normal că adultul, profesorul sau dascălul nu știe ce să facă și nu are capacitatea să se împartă la atâția copii. Și este foarte mare nevoie, în primul rând, în școli de psihologi. Pentru că, exact cum spunea și domnul avocat, copilul care l-a lovit și care a săvârșit acțiunea de bullying, copilul a făcut-o pentru că are o problemă. Corect. Adică un copil care este sănătos mental niciodată nu o să se ducă la școală și o să-l bată pe unul așa just for fun, că mă simt eu bine că-l bat pe ăla. Nu există, nu ai o justificare normală pentru un act de violență, cu atât mai mult. Sigur. La copii. Deci copilul are o problemă, că vine cu problema de acasă, că asta a văzut în familie, că a fost bătut în familie, că mama e bătută, dată, whatever, sunt o grămadă de situații. Iar copilul are el nevoie psihologică, exact cum spunea domnul avocat, îi dăm amendă părintelui, îl ustură la portofel pe părinte, părintele se va răzbuna pe copil, îl va pedepsi și copilul ăla nu face decât să se înrăiască, să dezvolte cât mai multe frustrări. Nu, copilul ăla trebuie să înțeleagă. Dacă îl pedepsim direct, fără să înțeleagă ce s-a întâmplat, n-am rezolvat nimic. Eu tocmai de asta împotriva terapiilor care, sau școlilor care merg pe sistemul de pedeapsă și recompensă. Nu, copilul trebuie să înțeleagă că fiecare lucru pe care îl face este pentru binele lui. Iar un copil care are o problemă de comportament, cu atât mai mult, pentru că, iată, există copii care au nevoie de terapie psihologică fără să aibă o grad de handicap și fără să aibă nicio dizabilitate, da? Poate să vină cu traume din familie sau... E foarte ușor să vină cu ceva. Sunt vulnerabil. Are nevoie de psiholog și ce ne facem? Că noi nu avem psihologi în școli. Apropo de subiectul acesta, să știți, și mărturisesc, asta este realitatea. De foarte multe ori vorbim, dar nu înțelegem neapărat fenomenul. Eu vreau să vă spun că de curând am înțeles și eu cam cât de gravă e problema aceasta cu bullying-ul. Și în acel curând s-a produs chiar săptămâna trecută, pe fondul venirii sanctității sale, da, Papa, în România, a apărut o știre la televizor, cred că și dumneavoastră ați dat-o, cu o româncă, o fată, ajunsă în Italia, da, și care a fost supusă tocmai acestui fenomen, acestor acte de bullying, da? Da. Și era vorba de o spovedanie publică în care Papa răspundea, mă rog, niște imagini vechi, da? Și fata îi spunea, românca, am venit în Italia, au început să mă ia de râdere, m-au izolat și la un moment dat am vrut să mă sinucid. Deci s-a ajuns până într-acolo încât a existat acest gând suicidal, da? Și poate că printr-un miracol,
miracol sau printr-un știu noroc a trecut fata de acel pop. Și sigur au fost pe urmă niște povați date de către Sfântul Părinte. Dar iată cât de gravă este această situație. Pe de altă parte, dacă îmi permiteți, tot la aceste întâlniri veneau profesori și spuneau ceva de genul: bun, toți privesc către noi, domne, se produc în școală, dar voi ce faceți, profesori, că sunteți acolo? Zic, domne, noi uneori suntem neputincioși. Și au dat un exemplu concret. Ei au spus: noi chemăm părintele și nu vine. Sau dacă vine după nu știu cât timp, vine extrem de nervos, de ce m-ai deranjat, păi nu-i problema mea. Așa. Nu se poate. Deci lucrurile astea trebuie, dacă vreți, rezolvate înlănțuit, pentru că sunt o serie întreagă de probleme. Exact, un cer vicios pe care trebuie să-l vedem. Eu spun că nu e oportun să ne aruncăm direct. Fapta de astăzi e infracțiune, cine săvârșește asta pățește. Nu, haideți să o luăm un pic treptat. E o discuție interesantă aici și o întrebare legitimă: dacă ar trebui să fie pedepsit drastic părintele pentru o prostie pe care o face copilul? Pentru că mai avem un caz. Acum 2 ani, 2 părinții din Cluj au fost găsiți vinovați pentru comportamentul agresiv al copilului lor și obligați să plătească daune materiale reclamanților. Motivarea a fost dată însă abia acum în aprilie, că așa se dau la noi motivările, cuprinde însă niște informații șocante, pentru că se precizează că învățătoarea a asistat zilnic la actele de violență fizică ale minorului îndreptate asupra colegilor de clasă, palme, pumni, îmbrâncituri, înjurături și multe altele de care nici măcar nu putem să facem vorbire aici la televizor, pentru că sunt enorme CNA, avea într-adevăr un comportament greu de înțeles și vorbim și de violență verbală, evident. Familiile copiilor băiatului care avea 6 ani, deci un copil de 6 ani, în clasă pregătitoare probabil, 13 familii, mai precis, ale copiilor care fuseseră hărțuiți, au demarat procesul împotriva părinților acestuia și conducerii școlii, a Inspectoratului Școlar Județean Cluj și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Instanța i-a condamnat doar pe părinții la o amendă de 5.000 de lei. Decizia a fost atacată cu recurs de către aceștia și urmează să vedem decizia definitivă cum va arăta. Cum ar trebui abordată problema? Părinții puși la plată serioasă, trase la răspundere, școala, inspectoratul școlar, toată linia de pedagogi ar trebui să ne așa sau nu? Întreb. Excelent subiectul venit în momentul de față, pentru că noi așa ne plângeam și mai devreme că nu avem legi. Uitați, da, avem lege perfectă din această perspectivă. Poate, da. Părinții răspund pentru faptele ilicite ale copiilor, pentru prejudiciile produse de către acestea. Există și nu trebuie să dovedești neapărat o vină a părintelui, ci pur și simplu se prezumă că există anumite carențe în educație, fapt care a determinat și producerea respectivului prejudiciu prin comportamentul copilului. Dar în egală măsură și învățătorul, unitatea școlară în care este acesta, mă rog, ale cărei cursurile urmează, este răspunzătoare. Deci se analizează și oarecum culpa se împarte. Dacă nu răspunde școala, dacă faptele nu sunt săvârșite în timpul orelor de curs, momentul în care este considerat ca fiind în școală și nu va răspunde școala, atunci răspunderea se duce în sarcina părinților. Așadar, această formă de răspundere civil delictuală, da, pentru fapt alte persoane, să spun, adică părinții pentru copii, există. De pe vechiul cod penal, pe nou cod penal și în alte țări nimic nou sub soare. Dacă se vrea, dar poate, se poate fi aplicată, sigur că da. Noi aveam, dacă pot spune așa, o cutumă de nepedepsire. Astfel, de fapt, nu erau luate în serios. De genul în care s-au petrecut copii, o să se petreacă. Am fost să și noi bătuți când eram exact, mici, uite exact că suntem bine. Da? E și o problemă, vedeți, de mentalitate un pic. Cred că trebuie să schimbăm și aici. Nu, legea există, sigur, e binevenit o inițiativă pe segmentul ăsta de a ne face să conștientizăm, dar dacă există această voință de a proteja, eu zic că se poate realiza. Și cu îngăduința dumneavoastră la cele spuse de către doamna mai devreme, păi dacă mutăm un pic spectrul de analiză și ne uităm la problema criminalității, tot discutăm, noi așa, crește criminalitatea, ne ferim pe stradă și așa. Nu, criminalul sau criminalul în sensul de răufăcător, de infractor, nu devine peste noapte. El se formează de mic. Germenii sunt acolo, se dezvoltă comportamentul violent față de animale. Ia câtă nevoia de a sancționa inclusiv violența față de animale, da? Comportamentul social. Acolo, da? Dacă tu tolerezi societate, apoi îți asumi la final să ai produsul, că este un produs social și criminal, adică infractorul, pe care tu l-ai conservat sau l-ai creat sau l-ai crescut. Vreau să vă întreb, dumneavoastră sunteți un părinte foarte activ. Ați avut situații în care să vă loviți de un comportament complet de neînțeles din partea altor părinți sau chiar să fiți pusă la zid din cauza, mă rog, din cauza, din punctul lor de vedere, a acestei implicări? Da, nu neapărat aceste implicări, ci am
avut probleme genul ăsta la începutul școlii cu fiul meu. Era un băiețel acolo care avea... Era mai comod să-l altoiască pe fiul meu, în ideea că fiul meu a avut probleme de sănătate, nu putea să alerge, nu stătea bine pe echilibru și alți copii ripostau și atunci fiul meu era cel mai ușor de prins și de lovit. Bullying, și, clar. Da, clar. Și am avut această problemă la școală, deși David merge la o școală particulară. Mm. Și am luat legătura cu conducerea, părinții au fost sesizați imediat, au venit imediat la școală. Bineînțeles că copilul era nevinovat, școala a fost de vină că de ce au permis unui copil cu handicap să vină în școală și a fost acceptat copilul meu, care copilul meu era cu minte și nu deranja pe nimeni și nu avea probleme de comportament. Și atunci cumva părinții acestui copil, care înțeleg că este o chestie care se întâmplă frecvent, au întors, copilul meu nu are nicio problemă, de fapt voi sunteți vinovați, școala, că ați acceptat un copil diferit în școală, că ați acceptat un copil cu handicap, că dacă nu l-ați fi acceptat, totul era ok. Iar tatăl acestui copil chiar a avut o replică care mi-a stat inima când a auzit-o, mi-a zis ceva de genul că mi-a zis, da, dar știți că copilul meu are epilepsie, nu mă unei lovituri, poate să aibă convulsie, poate să cadă, să lovească la cap, să aibă... Și a zis, ei, vă dați seama cum stau eu acasă, acum, și mă gândesc că dacă îl lovește pe David, copilul meu, poate să facă o convulsie, că da, una e să lovească, unul să-i spargă nasul și aia e. Și am înțepenit. Deci asta era mentalitatea unui om cu studii superioare în capitală, care își aducea copilul la o școală particulară și căruia îi se părea normal ca fisul să spargă nasul altor copii și să le dea sângele. Și cine naiba m-a pus pe mine să-mi aduc copilul cu handicap și cu epilepsie acolo, că acum lui se pare complicat de menegeriat situația asta, că poate să îi provoace copilul meu o criză, faptul că fiul lui era violent. Deci asta este exact ce spunea domnul avocat. Problema este din familie și atâta timp cât o creștem și noi ca societate și o acoperim și ni se pare un comportament normal, pentru că și noi am mâncat bătaie la școală și mie îmi dea cu arătătorul doamna învățătoare și nu am pățit nimic și uite că sunt un adult cât de cât echilibrat sau așa îmi place mie să cred și nu omor pe nimeni. Slavă Domnului, am scăpat. Da, nu, dar mi se par niște lucruri normale. Nu este normal. Nu este normal să dai o palmă la fund copilului. Nu este normal să îți vergi nervii și frustrările tale de adult în spatele unui copil nevinovat. Nu este absolut nimic normal. Dacă noi am trecut în generația noastră prin toate chestiile astea, asta înseamnă că și copiii noștri sunt datori să suporte ce am suportat noi de dragul normalității. Deci noi ca societate și ca părinți trebuie să ne trezim în acest normal și să acționăm. Pentru că ați văzut, sunt atâtea grădinițe în care educatoarea bate copilul și grădinița, conducerea nu pățește nimic, aici este maxim pe de altă parte, să fim corecți, tocmai ideea în care nu putem pune totul în sarcina profesorului. Am văzut și multe situații pe internet în care profesorii sunt altoiți de către ele. Și chiar avem o astfel de situație în câteva momente după publicitate, în mod concret. Vorbeam ceva mai devreme despre bullying-ul în grădiniță, în școli, bullying la care este supus un copil. Poate să fie foarte bine bullying, hărțuire, da? Ca să folosim termenul românesc, să nu-l mai folosim pe cel în engleză. Este la fel de valabil și la adresa adulților. Avem un caz foarte grav din această săptămână. În Brașov s-a petrecut și victima de data aceasta a fost o profesoară dintr-o școală din Brașov, care a fost amenințată cu un cuțit de un elev chiar în timpul cursului. Imediat după acest episod, femeia a alertat autoritățile, iar adolescentul a fost ridicat de polițiști și dus la audieri. Și a ținut ora sub teroare. Este cazul unei profesoare din Zărnești, județul Brașov. Femeia a intrat la cursuri liniștită, însă la un moment dat, unul dintre elevi a început să o jignească și să o amenințe cu un cuțit. Cadrul didactic a profitat de un moment de neatenție al adolescentului și a reușit să fugă. Speriată, femeia a sunat imediat la 112. Agresorul, în vârstă de 18 ani, a fost ridicat de către polițiști de acasă și au deschis un dosar penal pe numele acestuia. De asemenea, conducerea școlii a anunțat că a deschis o anchetă, iar elevul vinovat va fi sancționat. Acest caz a avut loc la o lună de la incidentul de la Ploiești, în care o profesoară de matematică a fost înjunghiată de un elev în fața cancelariei. La scurt timp după acest incident, dascălii au atras atenția că sunt complet lipsiți de apărare în cazul unor asemenea atacuri, însă plângerile lor au rămas fără ecou. Da, până la urmă, vorbim despre această situație și la nivelul adulților și la nivelul copiilor. Cum ar trebui? Ce se poate face în acest caz? Pentru că de la adulți avem niște pretenții ei să se apere, să știe cum să reacționeze. Din păcate, situație, la fel ca și în cazul bullying-ului, nu este deloc nouă. Da? Și noi am trecut prin experiență. Eu cel puțin știu la liceul la care eram, exista o temere a profesorului de o materie, în fine, de a ieși din școală, tocmai în ideea în care putea fi atacată de către rudele sau chiar copiii, mă rog, minori. Chiar
dacă aveau 17 ani, ai persoane pe care îl sancționase printr-o notă mică. Deci e o situație cunoscută. Evident că în momentul în care ai anumite pretenții de la profesor, apoi trebuie să-i dai și ceva în compensare și nu mă refer aici la bani, în compensație, da? Să-i dai în primul rând posibilitatea de a interveni, vorbeam despre bullying, deci un domeniu destul de delicat, unde trebuie să ai o intervenție de asemenea delicată din punct de vedere psihologic. Eu cel puțin, să zicem, nu aș fi în măsură, chiar dacă se sesizezi fenomenul, să intervin într-o manieră aptă sau eficientă, da? Nu știi cum să intervii, deci trebuie să ai o persoană poate calificată care să o facă. Doamna spunea mai devreme de acei psihologi care ar trebui să fie prin școli. Poate uneori este nevoie să ai un psiholog specializat pe acest segment, nu știu, speculez acum, dar poate că e o chestiune specifică, așa cum la noi în avocatură e nevoie să ai de o anumită, să ai o anumită formare pe un anumit domeniu, e posibil ca și în cazul psihologilor să fie necesară o formare pe acest segment. Deci, pe de o parte, să-i dai anumite instrumente și, de asemenea, să-i dai o anumită, să-i oferi o anumită protecție. Pentru că, uneori, sentimentul acela de teamă, atenție, minori este până la 18 ani și știm foarte bine că unii la 17 ani au o formație destul de masivă. Vedem în anumite filmulețe pe internet, da? Unde sunt acte de violență în școală îndreptate împotriva profesorilor, cum spuneam, trebuie să-i oferi și acea protecție. În momentul în care îi dai acea posibilitate de a identifica, de a fi protejat, de a avea instrumente de a interveni, atunci să ai și pretenții de la acel dascăl, de la acel profesor. Da? Și evident, dacă nu și-a respectat obligațiile, să-l sancționezi. Dar cu riscul de a repeta această idee, eu nu consider că este oportun a stabili direct sancțiuni aspre. Fenomenul cunoaștem, haideți să găsim metode de intervenție, da? Nu atât de extreme, ci doar în situații, într-adevăr, limită acolo să-și găsească locul domeniul penal și o paranteză cu îngăduința dumneavoastră, într-o societate normală nu toate relele se produc sau se rezolvă cu penalul, cu pușcăria, nu. Trebuie să avem o intervenție graduală, în funcție de ce se poate face, să intervenim progresiv și numai în situațiile limită, cum spuneam, să avem acest domeniu. În cazul acesta chiar avem o situație de domeniul penalului, e vorba de o persoană atacată de un adolescent cu cuțitul. Aici deja lucrurile sunt mai mult decât clare. Ce poate să facă un om în situația asta, un adult în situația asta? Păi, în primul rând, cum a ajuns acel copil, adolescent, să vină la școală cu un cuțit și cum a ajuns să aibă această educație și cum a ajuns să aibă aceste probleme de comportament care vin. Nu este normal, asta nu sunt niște lucruri normale care sunt ok să se întâmple într-o școală, într-o societate. Am venit și eu la școală cu un cuțit, așa, da, deci, în loc de un sandwich avem un cuțit. Plecăm de la ce am pornit, de fapt, ne întoarcem de la ce am pornit. Atâta timp când ne facem că nu există probleme și atâta timp când nu acceptăm problemele pe care le au copiii noștri și ni se par normale, acești copii cresc într-un mediu nesănătos și ajung adolescenții care vin cu cuțit la școală și își amenință la școală educatorul, profesorul și probabil că acasă are același comportament față de părinți. Mai avem o situație foarte gravă despre care vorbim în câteva momente. Rămâneți cu noi! Despre bullying la adresa adulților, că nu sunt diferențe, este la fel de grav ce se întâmplă și cu copiii și cu adulții. Și vorbim acum și despre efectele unei legi discutabile, acea lege a recursului compensatoriu, prin care au fost eliberați inclusiv oameni periculoși și care nu au învățat nimic în perioada de detenție, că asta arată că până la urmă sistemul de detenție este problem. Deficitar în România, pentru că dacă ai prins un om pentru pedofilie, cum este cazul din Brăila, un om prins pentru pedofilie, condamnat pentru pedofilie, eliberat mai repede și care, bineînțeles, a încercat să pună în aplicare aceleași obiceiuri imediat după ce a fost eliberat. Da, într-adevăr, este un subiect destul de delicat și acesta cu legea recursului compensatoriu, că ies puțin mai devreme, dar se pune și întrebarea pe de altă parte, să avem o abordare obiectivă. Dacă ieșa peste două zile garantat cineva că nu săvârșește fapta, vă spun eu că nu. Pentru că, în realitate, mediul penitenciar nu realizează ceea ce se scrie sau ceea ce se spune, reeducarea persoane. Să subliniem acest aspect. Scopul pentru care astăzi mai pedepsim nu este acela de a mai face rău. Așa aveam stâlpul în familie, băteam și gata, da? Nu, ci de a-i reeduca. De aceea, mai devreme sau mai târziu, orice persoană care ajunge în detenție, în închisoare, revine în societate. Ceea ce este normal, este firesc, se întâmplă oriunde. Dar problema se pune ce se întâmplă în acel interval. Oare statul face în așa măsură încât să reeduce? Ideea de a-l izola nu este absolut deloc suficientă. Ba dimpotrivă, de foarte multe ori s-a dovedit că este
total neproductivă. Mulți care ajung acolo nu fac decât să se specializeze, da? O pepinieră infracțională. Da, nu. Facultate, nu-i se spune așa. Facultate, da? Deci trebuie să intervin așa fel încât să modelez mintea acelui om. La fel, specialiști, degeaba judecătorul jurist zice, merge acolo după față, 3-4 ani, stai acolo că-ți revii. Degeaba stă Ministerul Justiției și păstorește acest domeniu. Dacă nu există și speciali psihologi, poate chiar Ministerul Sănătății ar trebui să intervină. Și tot degeaba și judecătorul când dă o liberare, să zicem, condiționată, spune, da, te-ai cam îndreptat, poți să pleci acasă. El nu are instrumentele de momentul de față prin care să analizeze personalitatea, să vadă individul, mai este periculos, mai există acel risc de recidivă. Era, la fel, un subiect extrem de interesant, cât să vârșesc fapta din nou, recidivează. Existau anumite statistici neoficiale, este adevărat, dar extrem de îngrijorătoare, peste 60%. Păi atunci te mai întreb, ce eficiență mai are în momentul de față sistemul penitenciar dacă există acest risc, număr al recidivei. Sunt probleme de fond. Sigur, un aspect important această chestiune cu legea recursului compensator, dar problema rămâne, în ceea ce privește fondul problemei, cum spuneam, pe sistemul penitenciar. E trebuie un pic reformat, adică nu, reformat bine, în așa fel încât să fie, sigur, îl izolezi, dar și reeduci. În momentul în care se întoarce în societate, îi oferi șansele de a se reintegra și, sigur, el să fie pe cât posibil însănătoșit din punct de vedere moral, da? Din punct de vedere psihic, da? Psihologic, în așa fel încât să nu mai săvârșească fapta. Da, vedem acum, din tot ce se întâmplă în societatea românească, faptul că avem probleme care cumva se perpetuează de la cel mai mic nivel până la un adult care, iată, ajunge să facă astfel de lucruri. Da, un recidivist. Avem din grădiniță probleme, mergem mai departe spre școală cu aceleași probleme, scoatem cuțitul, nu-i așa? Și ajungem până aici. Da, pentru că atâta timp cât copilul crește într-o societate nesănătoasă și nu se dă nicio formă de reabilitare, niciun ajutor, este evident că acel copil, ca în orice altă boală, care netratată nu poate decât să se avanseze și să progreseze boala, nu? Cel copil, dacă nu primește ajutor, nu va face decât să fie din rău în mai rău și nu este neapărat că asta își dorește el, că nici pentru el nu cred că este o fericire să fie criminal, să-și petreacă viața în pușcărie. Însă sunt copii care au nevoie de ajutor și care nu primesc. Și atunci copiii care sunt traumatizați și nu sunt tratați corespunzător în copilărie, ajung adulții care să săvârșesc tot felul de infracțiuni la maturitate. Vedem că, din păcate, se întâmplă așa. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Punem punct aici acestei discuții. Ne revedem la fix cu un alt subiect, foarte în vogă în aceste zile. Interzicerea fumatului în parcuri. E mare discuție, inclusiv pe rețele de socializare. Discutăm și noi de la fix. Rămâneți cu noi!